Doamnelor, domnilor, bună seara și bun regăsit! Junioarele de la CSS Drobeta au început examenele din grupa valoare. Handbalistele Petronelei Naum au disputat în weekend primele trei jocuri din faza superioară a competiției dedicată junioarelor 1. Calificate între cele mai bune 18 echipe din țară, handbalistele de la CSS Drobeta au evoluat la finele săptămânii trecute în cadrul grupei valoare pentru junioare 1. Severinencele au început astfel examenele cu adevărat importante din faza superioară a competiției, testele desfășurându-se în sala de sport Vasile Alexandri din Baia Mare. Bilanțul concitadinelor a fost o victorie 27 la 25 cu ACS Tonic 2012 Oradea și două înfrângeri 24 la 29 cu CS Marta Baia Mare Respectiv 23 la 32 cu CSS-2 Baia Mare. Pe ansamblu, evoluția fetelor a mulțumit-o pe antrenoarea Petronela Naum. Primul turneu din grupa valoare ce s-a desfășurat la Baia Mare weekendul acesta a fost un turneu frumos, dar în același timp și foarte, foarte greu. Am întâlnit două echipe din Baia Mare și una din Oradea. Am fost înfrânte de echipele din Baia Mare și am câștigat cu echipa din Oradea. În meciul cu Oradea avem o accidentare, sperând să fie tot ok și să, să, o rezolvăm săptămâna asta. A fost un turneu benefic, a fost un turneu în care ne-am pus în, în, valoare calitățile și așteptăm următorul turneu ce se va desfășura în perioada 23-26 aprilie. În contextul pandemic actual, Federația Română de Handbal a structurat competiția în trei serii a câte șase formații, iar desfășurarea lor va avea loc tur și retur în stil turneu. Returul și totodată ultimele trei jocuri din această fază este programat în perioada 23-26 aprilie. Atletic Drobeta a rămas fără punct în campionatul Ligii a doua după meciul programat duminică. Fotbalistele lui Daniel Spas nu au avut puterea de a produce o surpriză tocmai în fața liderului. Șirul meciurilor pierdute se lungește la Atletic Drobeta. Fotbalistele au ajuns la 5 partide în care au cedat toate punctele. Cel mai recent în succes a fost duminică în confruntarea cu Universitatea Olimpia Cluj-Napoca. Aflate pe ultimul loc în serie fără punct acumulat în actuala stagiune, atleticele și-au jucat șansa în fața ocupantei locului 2, însă fără prea mare surs de izbândă. Partida de pe stadionul termu a consemnat o victorie logică, 3-0 a clujencelor care luptă pentru obținerea locului 1. În schimb, severinencele rămân fără punct și fără gol în Liga Secundă. Următorul joc pentru fotbalistele pregătite de Danieli Spas este programat duminică în deplasare la Cixereda Miercureaciuc. Formația din Harghita a învins în Manșatur la Severin cu scorul de 6 la 0. Doamnelor, domnilor, atât pentru azi. Sunt Marius Mogoș. Numai bine!